Am primit un gând în timp ce eram la închinare. Această perioadă trebuie să aibă forța de a rezolva problemele în noi. Fiindcă atunci când ne raportăm la Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, ne raportăm și așteptăm ca Duhul Sfânt să facă ceva în noi. Că Biblia spune, va fi cu voi și va fi în voi. Și când Duhul Sfânt este în noi, eu trebuie să răspund la întrebarea. Și dacă Duhul Sfânt este în mine, ce? Chiar ce? Fiindcă foarte mulți oameni spun că îl am pe Duhul Sfânt, Duhul Sfânt este în mine și atunci se impune o întrebare. Da, dar de când Duhul Sfânt a intrat în tine? Că de bună seamă nu ai venit odată cu Duhul Sfânt. Din momentul în care Duhul Sfânt a intrat în viața ta, ce? Chiar ce? Trebuie să încep să fac o listă? Ce? Duhul Sfânt în viața mea, ce? Dimineață am învățat că râul face ceva, transformă. Dacă Duhul Sfânt e în viața mea, Duhul Sfânt trebuie să producă ceva, să schimbe ceva, să influențeze. Trebuie să aducă ceva, fiindcă Duhul Sfânt, prin definiție, este sfințenie. Lăudat fie Domnul! Amen. Amen. Noi avem această tendință de a spune așa, mă, cântări bune la noi, mă, predici bune la noi. Da, da, frații. Da, da, surorile. Vândem din seara asta. Spun, mă, cântări bune. Bune. Când spun, nimeni nu este ca tine. Predici bune. Și mă duc în fața oglinzii. Da, da, eu. Asta e problema. Eu. Eu și Duhul Sfânt. Cât sunt dispus să-i deschid ușa Duhului Sfânt, cât sunt dispus să mă las pe mâna Duhului Sfânt, cât sunt dispus să las pe Domnul să-mi conducă viața, să mă călăuzească, să mă influențeze. Cât? Cred din inimă că Domnul Iisus și cuvântul Lui poate. Fiindcă una din pasiunile Duhului Sfânt este aceea de a lua din ce este a Domnului să ne ducă să ne învețe pe noi, să ne aducă și Duhul Sfânt una, are una din preocupări, din pasiuni de a glorifica pe Domnul Iisus Hristos. Amin. Amin. Duhul Sfânt mereu și mereu și mereu are această preocupare să-L glorifice pe Domnul Iisus Hristos. Amin. Când această preocupare dispare din noi, trebuie să ne punem un semn de întrebare. Nu cumva sunt singur el? Pasiunea de a glorifica, de a lăuda, de a preamări, de a-i face cinste Domnului, pasiunea aceasta o aduce Duhul Sfânt în noi. Că e treaba Lui. Și El influențează așa. Țineți minte, subliniați aceasta și la fiecare cântare, la fiecare părtășie, să răspundem la această întrebare. La slujba de dimineață, la încheiere, băiatul soarei Ștefania ieșea cântând, bătând din palme. Fredonaielu cântecel, probabil, a ieșit cu cântecelul în inimă din camera mama și copilul. Dacă i l-a spus acolo, grozav. Ieșea cântând. Am zis, mă, ăsta-i fain. Psalmistul spune, să venim cântând pe poartă și bătând din palme. Dacă pe acest copil l-a influențat, e bine. Pasiunea și preocuparea Duhului Sfânt este să-L glorifice pe Domnul Iisus Hristos. Continuăm, frați și surori, să privim în cuvântul Domnului și să acceptăm, să credem că fără Duhul Sfânt al lui Dumnezeu suntem uscați și sterili. De aceea vin cu acest cuvânt din Scriptură, din Ezechiel 37, de data aceasta, pe care îl aduc în atenție și îl privim din perspectiva în care credem noi că îl privește Duhul Sfânt.
perspectiva a tainelor, a exegezei, a hermeneuticii, o perspectivă a Duhului Sfânt. Ezechiel, capitolul 37, pagina 842. Mâna Domnului a venit peste mine și m-a luat în Duhul Domnului și m-a pus în mijlocul unei văi pline de oase. A făcut să trec pe lângă ele de jur împrejur și iată că erau foarte multe pe fața văii și erau uscate de tot. El mi-a zis, fiul omului, vor putea oare oasele acestea să învieze? Eu am răspuns, Doamne Dumnezeule, Tu știi lucrul acesta. El mi-a zis, prorocește despre oasele acestea și spune-le, oase uscate, ascultați cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu către oasele acestea. Iată că voi face să intre în voi un duh și veți învia. Vă voi da vine, voi face să crească pe voi carne, vă voi acoperi cu piele, voi pune un duh în voi și veți învia. Și acum citim cu toții. Și veți ști căci eu sunt Domnul. Am prorocit cum mi se poruncise. Și pe când proroceam, s-a făcut un vuie. Și iată că s-a făcut o mișcare și oasele s-au apropiat unele de altele. M-am uitat și iată că le-au venit vine, carnea a crescut și le-a acoperit piele pe deasupra. Dar nu era încă duh în ele. El mi-a zis, prorocește și vorbește Duhului, prorocește Fiul omului și zi Duhului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Duhule, vino din cele patru vânturi, suflă peste morții aceștia ca să învieze. Am prorocit cum mi se poruncise și a intrat Duhul în ei și au înviat și au stătut pe picioare. Erau o oaste mare, foarte mare la număr. El mi-a zis, fiul omului, oasele acestea sunt toată casa lui Israel. Iată că ei zic, mi s-au uscat oasele, mi s-a dus nădejdea, suntem pierduți. De aceea prorocește și spune-le. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată, vă voi deschide mormintele, vă voi scoate din mormintele voastre, poporul meu, și vă voi aduce iarăși în țara lui Israel. Și veți ști căci eu sunt Domnul. Amin. Amen. O nouă perspectivă de a privi în acest cuvânt al lui Dumnezeu, fiindcă această carte și acest profet are această chemare de a vorbi despre experiențe supranaturale, experiențe mistice, experiențe duhovnicești, experiențe neînțelese, pe care are înțelepciunea să le pună în scris și noi să privim la ele. Și privind la ele, descifrăm că este vorba despre relația unui om, despre întâlnirea unui om, despre învățătura pe care Dumnezeu i-o dă cu privire la Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Așa și începe. Mâna Domnului a venit peste mine și m-a luat în Duhul Domnului. Asta înseamnă că omul, ucenicul lui Dumnezeu, știe când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu îl atinge, ori nu. Știe când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu îl inspiră, ori nu. Știe când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu îi dă ungere, ori nu. Știe când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu îl călăuzește sau este butoi gol. Omul acesta spune, mie mi este atât de clar. Păi dacă cineva l-ar întreba cum a fost mâna Domnului, Irineu, cred că unul din scriitorii vechi, descrie și spune că, conform Isaia, Domnul Iisus Hristos este brațul Domnului, numit bunătate. Dar el continuă și spune, Domnul Iisus și Duhul Sfânt sunt brațele Domnului. Extraordinar, fain. Iar Ezechiel vine și parcă îi spune, ei, e bine cum zice Irineu. E bine, așa e. Fiindcă eu, când a venit Duhul Domnului peste mine, eu n-am simțit așa că cineva mă înghiontește. Du-te-mă la predicare, du-te-mă la cântare, du-te-mă pe unire, scoală-te-mă și citește Biblia, du-te-mă la rugăciune, postește-mă, hai mă că uite, maică ta s-a trezit. Nu zice, a venit mâna Domnului așa, fai? Și la un moment dat spune că el avea părul creț. Probabil. Deci, m-a luat de zuluși. Așa, de cărlionți. Ia ghină, băiete.
ea lasă telecomanda, ea lasă tu iPad-ul, ea lasă tu Euro 2016 și hai la post și rugăciune. Aveți râzi ceva ce le spune fratele Petrică. Ne ia Domnul de Zuluf. Zice, mai oa de Zuluf. Așa-i. La mâna Domnului a venit peste mine și m-a luat în Duhul Domnului și ce a făcut? M-a dus în misiune. În misiune, noi gândim cam așa. Costum, cravată, acum s-a dus vremea diplomatului din Ucraina ăla pătrățos, așa, că trebuia să ai și din ăla, așa, costum, cravată, ce știu eu, pantofi de lac, nu știu ce, o mașină, sponsorizare și unde pleci? În locul Domnului. Am plecat în lucrare, frate. L-a luat și unde-l duce? Într-o pușcărie. Într-un ospiciu, la nebuni, într-o școală de corecție, îl duce într-un trip, îl duce într-un cartier răufamat, îl duce la niște oameni cu un comportament reprobabil. Dar unde mă duci, Doamne? Că eu nu mai am control. Eu nu mai am control. Că tu mă ții așa, n-am nimic ce să fac. Nu mă văd așa cum mă duci. Imaginează-l, îl duci așa ca și cu drona. Vzzz, pe deasupra. Bune. Și arată valea cu oase. Într-un colț se droghează, într-un colț fumează, într-un colț beau. Eu cu soția venim de acasă până aici, la mișcare, atunci când, așa. Acolo, în colț, vis-a-vis de Petrom, există undeva niște băieți, spuneam, ăia tot timpul sunt în concediu, tot timpul sunt bucuroși și tot timpul au bani. Au bani și nu obosesc. Stau în picioare și... duce pe acolo. Îi duce și arată pe ăia. Îi arată unde sunt oamenii. Și spune, ăsta e terenul de evangelizare. Ăsta este terenul de evangelizare unde trebuie să te duci. Eu am numit aceasta, întâi de toate, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în cooperare cu Tatăl. Duhul Sfânt în cooperare cu Tatăl. Este nevoia, s-a întâmplat ceva în ogorul Tatălui în lumea aceasta, iar Duhul Sfânt în cooperare cu Tatăl îl atinge pe om. Fiindcă lucrările pe care trebuie să le facă omul, nu le face Duhul Sfânt. Duhul Sfânt ar putea să dea visuri, să-i trezească pe oameni, să... câte nu ar putea să facă Duhul Sfânt. Dar Duhul Sfânt, în domeniile în care noi trebuie să ne implicăm, Duhul Sfânt se folosește de oameni. Slavă Domnului Iisus pentru aceasta. E onoare aceasta. Duhul Sfânt este în cooperare cu Tatăl aici. Mâna Domnului a venit peste mine. Era starea aceea îngrozitoare. Psalmul 71 cu 20. Ne vei da iarăși viața. Ne vei scoate iarăși din adâncurile pământului. Psalmul 40 cu 1 și 2. Mângâiați pe poporul meu. Mângâiați pe poporul meu. Vorbiți bine Ierusalimului. Era starea aceea de-a dreptul deplorabilă și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu îl reprezintă pe Dumnezeu în rezolvarea crizei create, produse. Se implică Duhul Sfânt în rezolvarea acelei stări de criză. M-a făcut să trec pe lângă ele de jur împrejur. Și iată că erau foarte multe pe fața vării și erau uscate de tot. Când îndemnul ne este dat să mergem și să propovăduim Evanghelia, să ne rugăm pentru oamenii depresivi, să ne rugăm pentru oamenii cu vicii, să ne rugăm pentru oamenii posedați, asta înseamnă că Duhul Sfânt a dat diagnosticul și pe noi ne trimite doar să continuăm. Am întâlnit oameni care trăiesc luni,
ani, ani și ani în neiertare. Ani și ani în neiertare. Și zilele trecute cineva spunea, roagă-te pentru noi. Și o parte și cealaltă spune, roagă-te pentru noi ca să ne împăcăm. E mult de povestit și aici. Sunt conștienți de valea, de răul care s-a căscat între ei, sunt conștienți să spune, roagă-te pentru noi. Ei, Duhul Sfânt pune diagnosticul și spune, m-a făcut să trec pe lângă ele de jur împrejur. Erau foarte multe pe față făi și erau uscate de tot. La o așa decădere, o întrebare nu este nepotrivită. Parcă este de acolo, din profil. Se va putea produce ceva aici? Se va întâmpla oare ceva aici vreodată? Dar de ce pui această întrebare? Păi era valea aceea oase de ani de zile fără viață. Bătute de praf, bătute de furtună, bătute de soare, bătute de vânt, peste care mișunau vietățile necurate, peste care crescuse iarbă, care producea o imagine de respingere, de neprietenie, deloc atractivă. Și atunci vine întrebarea asta. Bun, merg eu, dar se va produce ceva oare aici vreodată? Întrebarea aceasta este întrebarea omului. Spuneam la seria de predicare împuterniciți de credință, spuneam faptul următor. Credința nu pune întrebări. Credința pășește, apoi se uită în urmă și Dumnezeu pune etichetă. Gestul, pasul înseamnă credință. Întrebările vin din necredință. Întrebările vin din îndoială. Întrebările vin din dorința de a avea control asupra situației. Credința mă învrednicește să pășesc fără să mă uit în urmă, așteptând ca deznodământul să fie în palma lui Dumnezeu. Doamne, mărește-ne credința! Amen. Ei, dar omul acesta pune această întrebare, care nu este una răutăcioasă, este pertinentă, e normal. El mi-a zis, eu am răspuns, Doamne Dumnezeule, Tu știi lucrul acesta. El mi-a zis, prorocește despre oasele acestea și spune-le, oase uscate, ascultați cuvântul Domnului. E ca și când nu pune întrebări. Taci, predică, începe cântarea, dă tonul, ridică mâinile, vorbește în limbi, roagă-te, slavă lui Dumnezeu. Frații și surori, noi tot cântăm, noi tot predicăm și spunem să ne umple Domnul Duhul Sfânt, să ne umple. Auziți-mă bine! Domnul Iisus Hristos este în vasul dumneavoastră. Amin. Ziceți amin, bucurați-vă! Wow! Duhul Sfânt v-a umplut vasele. Unde-i problema? Doamne, învrednicește-mă să-mi descleștez gura și limba și mâinile. Noi ne putem tot ruga, Duhul Sfânt este aici, de la convertire, de la botez, Duhul Sfânt m-a umplut și eu am pus să vorb. Și tot mă rog, umple-mă, dar ce mai vrei, mă? Sunt lângă tine, sunt în tine și ce să fac? Prorocește odată! Vorbește în limbi odată, acționează odată, pășește odată, pășește, coboară-te din barcă odată, ce tot aștepți? Când noi tot spunem să ne umple Domnul, că nu-i rău, să ne umple Domnul, de fapt, noi ne ascundem, ne ascundem în dosul realității. Ne ascundem, de aia nu facem, cred că nu-s plin de Duhul Sfânt. Dar dacă nu ești plin de Duh, de ce ai fi plin? Că de ceva ești, de ceva suntem. Domnul a spus ucenicilor, fiți plini de Duh. Știi cum se treaba aceasta? Botezul în Duhul Sfânt are loc odată și umplerea mereu și mereu și mereu.
Când noi îl glorificăm pe Domnul Iisus Hristos, Duhul Sfânt se revarsă, ne umple, ne înălțăm mâinile, plângem, zâmbim, vorbim în limbi, propovăduim și înaintăm. În numele Domnului Iisus, binecuvântat fie El! Nu sunt aici copiii, dar fine, sunt cu voi. Astăzi tu ai fost la muncă. Altă dată te duci tu. Și alergi și cineva te întreabă, băi, dar ce, de ce o te... Păi, tu ce știi? Pentru copii, nu-i așa? Și nu spune fetița Carina, mami, ia du-te tu acolo la mall și cumpără nu știu ce. Fără să spună mama și tata cumpără, mama și tata cumpără. Și numai vin acasă și spun, am ceva. Așa e? Mă, Domnul Iisus Hristos are o grămadă de daruri și nu le are pentru îngeri. Tot ce are Tatăl, am și eu, este al meu, zice El. Și când va veni Duhul Sfânt, vă va da! Noi nu trebuie să umblăm la Domnul cu relații pe după ușă. Mă, du-te și pune o vorbă, poate îmi dă și mie ceva. Toate darurile bune. Așa spune Apostolul Petru, că noi timp. Ce Domnul Iisus Hristos avea, ce Duhul Sfânt a avut și a oferit celor de atunci, de la Rusalii, celor din Corint, înaintașilor, fix aceea are și pentru noi. Mărire Domnului Iisus. Pune mâna și ia darul. Pune mâna și ia darul. Umblă cu El. Este drept că întâi, când îi apă până aici, te joci cu darul. După aceea, îl aduce în genunchi. După aceea, spui, frate, Domnul mi-a dat o vedenie, o prorocie. Ori, ce să fie, frate? Am simțit așa, ori, cum e? Și colaborăm, nu? Colaborăm. Și apoi, când apa ne depășește în not, în val, mergem în numele Domnului Iisus, preamărit fie Domnul. Până aici m-ați înțeles? Orice dar bun pe care Domnul l-a pregătit Sfinților Apostoli și înaintașilor și celor de la început, fix acele sunt darurile pregătite pentru noi, să ne le dea ele. Imaginează-ți că ai adus jucăriile, le-ai pus acolo în pătuc și el spune, vreau o mașinuță. Uite că o mașinuță. E ta. Așa simplu e. Duhul Sfânt, în cooperare cu Tatăl, descoperă nevoile. Descoperă o vale cu oase, arată detaliile, arată criza și spune, valea aceasta este domeniul tău de evangelizare. Și nu mai pune întrebări. Mergi și predică. Mergi și prorocește. Mergi și cântă. Duhurile demonice cădeau în leșin. Duhurile demonice fugeau când Domnul Iisus Hristos propovăduia Evanghelia. Preamărit să fie Domnul! Una din primele arme împotriva duhurilor demonice este propovăduirea Evangheliei fără tendințe și influențe omenești. Doar pentru a-L glorifica pe Domnul. Și aia înseamnă că se predică Evanghelia pentru slavă Domnului Iisus Hristos, se aplică acel cuvânt pe care Domnul l-a spus în pustie când este ispitit. Este scris, este scris, este scris. Duhul Sfânt în atingerea gunoiului. Că era gunoi. Nu știu, altora le este dat așa să predice în biserici care se adună în cinci schimburi, să aibă cor, să aștepte, tot alții se aștepte cu bomboane, alții nu știu ce. Dar până când eu așa? Nu știu, parcă numai eu, parcă numai noi, dar altul, nu?
credeți bine, cei care cântați, cei care predicăm. Domnul Iisus Hristos a spus, nu vă voi lăsa, spune mai tare, predicator, orfan. Ce te porți ca un orfan? Păi ce te porți ca un orfan? Dar cum? Nu trebuie? Nu! Când Duhul Sfânt e cu tine și când Duhul Sfânt e în tine, tu nu ești orfan. Tu nu ești singur. Fiindcă Duhului Sfânt lui Dumnezeu îi pasă de valea oaselor uscate. Îi pasă de oamenii de la tine, de la servici, de la magazin, de la piață, de cartier, de la școală cu care interacționăm. Domnul Iisus îi pasă și nu ne va lăsa. Și Duhul Sfânt ne va aduce aminte. Dacă noi tot punem în minte și în inimă Scriptură, Duhul Sfânt ne va aduce aminte și din când în când, ca o pastiluță, aducem Cuvântul lui Dumnezeu care nu rămâne fără rod, după cum ploaia și zăpada cad și nu se întorc fără rod. Nici Cuvântul Domnului nu se întoarce fără rod, fiindcă Domnul, Duhul Sfânt, este cu noi. Slăvit fie Domnul! Duhul Sfânt în atingerea gunoiului. Nici un cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Luca 1 cu 37. Nici un cuvânt din Scriptură nu este de putere. De ce putere? Nu e vorba de cal putere, de megavați putere. E vorba de Duhul Sfânt putere. Nici un cuvânt din Scriptură. Băi, când eu știu cine mă ascultă, mă ascultă. Sunt oameni care vă ascultă din America, din Australia, din Europa, din diferite țări, din diferite... Vă ascultă cântarele voastre. Sunt mângâiați de cântarele voastre, sunt mângâiați de predicile voastre, sunt mângâiați de mimica voastră, de zâmbetul vostru, sunt mângâiați și încurajați, fiindcă nici un cuvânt pe care voi, noi, îl rostim, nu este lipsit de putere, nu este gol. Slăvit fie Domnul Iisus! Ceea ce cântă alții fără putere, ceea ce vorbesc alții fără putere, dar când venim cu Cuvântul lui Dumnezeu, cu Evanghelia, cu Scriptura, nu este lipsită de putere. Crede aceasta. Eu spun mai tare. Altul spune mai așezat. Altul spune mai încet. Mântuitorul Iisus îi învăța ca un profesor în școală. Încet, dar îi învăța ca unul care avea putere. Fiindcă Cuvântul lui Dumnezeu este putere. Preamărit să fie Domnul. Într-o carte citeam despre o tânără care a fost atacată și atacatorii voiau să o compromită, să o murdărească și ea, ca nebună, spunea Iisus, 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 Iisus și ca niște câini jegoși au plecat. Numele Domnului Iisus are putere. Aleluia, Domnul Iisus! Psalmul 119 cu versetul 50. Făgăduința ta îmi dă iarăși viață! Duhul Sfânt se implică în atingerea gunoiului să aducă viață. Romani 4 cu 17. El cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. Ca și cum ar fi. Așa este. Ca și cum ar fi. El cheamă. De aceea, noi oamenii, noi discutăm în cifre. Iertați-mă. În ceea ce poate, se poate filma. În ceea ce se poate fotografia. În ceea ce se poate tipăi. Modul de abordare a Domnului, a Duhului Sfânt, este altul. El cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. Binecuvântat fie Domnul. Amen. Și din cu noi, știți, era regimul trecut, 3DR, recuperare, reciclare, refolosire.
Și trecea cineva pe la poartă, sticle goale și murdare vă iau în amonte, așa. Și mereu, la gunoaie, Domnul îl trimite pe profet și de acolo vrea să scoată ceva care să fie, să strălucească. Ceva în care să pulseze viață. Ceva în care să fie bucurie. De aceea vă îndemn, nădăjduiți în Domnul. Și nu spuneți, nu fraților, nu cred în asta, nu cred în asta. Cu Duhul Sfânt nu există chestiune din asta, intru în parcare. Nu mai merge, nu se mai poate. Eu știu, eu gata, nu. Când l-am văzut, repet, pe fratele Son la 82 de ani, că el se comportă și viziunea lui este ca și când ar avea 40, mi-a fost rușine. Mi-a fost rușine. Nu te uita cu măsurătoarele omenești. Uită-te prin ochii Domnului. Și dacă familia este în pericol de a fi distrusă, Domnul poate să dea viață. Dacă sănătatea este etichetată de doctor că nu se mai poate, Domnul Iisus Hristos dă viață. Dacă nu mai există nicio perspectivă materială, Domnul Iisus dă viață, Domnul poartă de grijă mărire Lui. El spune, nu vă mai uitați așa în măsurătoarele voastre. Uitați-vă la chin, uitați-vă la păsări, uitați-vă la col. Uită-te la Dumnezeu, uită-te în buzunarul Lui. Binecuvântat să fie Domnul Iisus. Să încercăm să privim prin ochii Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Duhul în cooperare cu Tatăl vede nevoia, drama, criza. Duhul Sfânt în cooperare cu Tatăl vine și atinge gunoiul să dea perspectivă. Duhul Sfânt în cooperare cu Tatăl îl atinge pe om, pe ucenic și merge umăr la umăr, braț la braț cu el. Prorocește despre oasele acestea și spune-le, oase uscate, atenție! Ascultați cuvântul Domnului. Ultimele două zile nu am dormit. Aseară m-am culcat la miezul nopții și la 4 m-am trezit, n-am putut să dorm. M-am bucurat că dimineața m-ați suportat să mă ascultați și dacă nu am făcut erori grave, e bine. M-a surprins ceva însă. Eu nu dormisem de 2-3 zile și alții că scau de somn. Am zis, asta chiar nu mai înțeleg. Colaborare era. Era dimineața și dimineața trebuie să-ți fie somn. Da. Bă, m-am trezit așa, așa de obosit, dar de ce? Că de abia m-am sculat după 10 ore de somn. Da. Mergi și prorocește. Ascultați cuvântul Domnului. Iată, voi face să intre în voi un duh și veți învia. Veți găsi scris duh cu d mic. Și noi ne-am lăsat influențați poate prea mult și credem că Duhul Sfânt este doar atunci când este scris cu D mare și când este scris cu D mic, nu-i Duhul Sfânt. Dar asta este alegerea traducătorului. În limba greacă nu este scris cu D mare. Traducătorul Cornilescu a zis, cred că aici e vorba de Duhul Sfânt. A zis aici, cred că nu. Dar când e vorba de înviere, când e vorba de viață, când e vorba de putere, când e vorba de cooperare cu Dumnezeu, când e vorba de colaborare, când e vorba de minuni, acolo e prezent Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Măriți-o fie Domnul Iisus! Veți observa, Duhule, vino din cele patru vânturi. Cineva spune, lasă vreme, nu mai predicat-o de Ierusalim. Și spune Duhului că acolo vezi că e scris cu dămin, ăla nu-i Duhul Sfânt, zice el, că are tot interesul să zic așa. Când ne zice cineva, dar voi faceți nuntă de Ierusalim? Dar zis, noi credem în Duhul Sfânt 365 de zile din an. Nu doar de Ierusalim.
E ușor să sărbătorești odată, așa ca să mai faci o paranghelie. Dar Duhul Sfânt nu trebuie așa. Duhul Sfânt trebuie să ne conducă, să ne aprindă, să ne motiveze și să ne călăuzească. Preamărit fie Domnul! Paranghelie, ce-o fi? Și cuvântul ăsta academic. În cooperare cu gunoiul, Duhul Sfânt atinge gunoiul. Matei 13:11. Vouă v-a fost dat să cunoașteți taina împărăției cerurilor. Vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor. Iar lor nu le-a fost dat. Ce har! Dino, Elisei, Miaiță, Andrei, Alina, Estera, vouă, Elisa, Debora, vouă, Flavius, vouă, v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu. Preamărit fie Domnul! Amen. Lumea aceasta în care noi trăim se limitează la o lumânare, la crezul și la pupa cruci, chiar dacă ia bătaie cu 3-0. Unii. Vouă v-a fost dat să cunoașteți taina împărăției lui Dumnezeu. Și să înțelegeți că a fi cu Domnul înseamnă Duhul Sfânt cu noi, Duhul Sfânt în noi. Preamărit să fie Domnul Iisus. Asta trebuie să înțelegem noi. Să știm că Duhul Sfânt este în noi, că suntem cu Duhul Sfânt și că noi avem datoria de acum deja să pășim. Iar toate darurile care sunt scrise în Scriptură sunt la Domnul Iisus, sunt la Duhul Sfânt și ele sunt rezervate pentru noi. Doar să întindem mâna, să le luăm și să umblăm în harul Domnului. Filipeni 3:10. Să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Filipeni 3:10. Să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Puterea învierii Lui. Iarăși când vorbim despre putere, asta înseamnă că Domnul Iisus Hristos era plin de Duhul Sfânt și prin El, în numele Lui, morții au înviat și morții înviază, fiindcă Domnul este același ieri, azi și în veci de veci. Amen. Există gândirea europeană cesaționistă, filozofică, nihilistă, îndoielnică, marxistă, leninistă, materialistă, necredincioasă. Gândirea europeană își clădește faima pe forțe proprii. Și Dumnezeu e scos din ecuație, Domnul Iisus e scos din ecuație, Duhul Sfânt este scos din ecuație, umblarea în credință este ceva primitiv. Americanii, cel puțin o parte din ei, și mai ales africanii, dar și asiaticii, au înțeles că nimic nu se poate în lumea aceasta fără Dumnezeu. Și că biruința, viața de familie, de comunitate, viața personală, este dată hotărâtă de Dumnezeu, preamărit fie numele Lui. Amin. Și când Domnul Iisus, când Scriptura spune că Duhul Sfânt este în noi, înseamnă că în noi este putere. Chiar și atunci când ispita vine și lovește, chiar și atunci când furtuna amenință, chiar și atunci când încercările ne atacă, chiar și atunci când suntem descurajați, chiar și atunci când suntem slabi, chiar și atunci Duhul Sfânt este cu noi. Amin. Să nu spuneți vreodată, oare mai mă ascultă Dumnezeu? Oare e aici Domnul? Oare e cu noi? Eu știu, cred că pe ăștia ascultă, dar pe mine nu. Auziți-mă bine! Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este în noi. Putem spune asta? Și hai! Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este în noi. Putem spune că este în mine? Și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este în mine. Putem spune pot totul în Hristos care mă întărește? Și pot totul în Hristos care mă întărește. Realități. Altfel, dacă Duhul Sfânt nu e în mine, dacă nu mă ascultă, predica mea, cântarea mea, alergarea mea e gălăgie, că vom ajunge la gălăgie.
Vă voi da vine. Voi face să intre în voi un Duh și veți învia. Cum? Vă voi da vine, adică mă voi ocupa de detaliu. Nu vă voi lăsa așa. Voi face să crească. Vă voi acoperi cu piele, voi pune Duh în voi, veți învia și vă voi da conștiință. 37:6. Și veți ști că eu sunt Domnul. Așa voi face. Omul acesta ne arată nouă că în cooperare cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu te debarasezi de întrebări și acționezi. Când vine și spune așa, așa se va întâmpla cu valea aceasta cu oase uscate, omenește, înseamnă întrebări, să mă ascund și să-l trimit pe altul. Când sunt conștient că pe mine mă ține de mână Duhul Sfânt, mă ține de cap Duhul Sfânt și eu sunt suspendat de picioare, nu mă rămâne decât să spun da, prorocesc, da, mă duc, da, predic, da, nu mă las, da, nu dau cu piciorul înapoi să mă lovesc cu înțepuș, da, nu abandonez, da, nu mă ascund ca Iona, Doamne, da, mă duc, Doamne, unde mă trebuiți, la Tars mă duc, Doamne, sau la Ninive, Doamne, unde mă duc, unde îmi place sau unde trebuie, mă duc, Doamne, unde Tu mă trebuiți, ca Isaia, iată-mă, trimite-mă, când sunt abordat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, nu mă rămâne nimic să spun, mă duc, Doamne, ce o să iasă, o să iasă, ce o să se întâmple, o să se întâmple, care fi rezultatul, o fi, eu mă duc, Doamne, eu pășesc, Doamne, eu acționez, Doamne, în numele Domnului Iisus, că în numele Domnului noi suntem mai mult decât biruitori. Și am prorocit cum mi se poruncise versetul 7. Mi-a zis că așa va face și n-am mai comentat și n-am mai pus întrebări. Și n-am mai pus pe hârtie și n-am mai analizat. Și n-am mai venit să caut probleme la soluții, ci soluții la probleme. Fiindcă omul credincios și ascultător are soluții la probleme, nu probleme la soluții. Îndoielnicul are mereu, găsește probleme. Da, da, dacă focul nu se aprinde. Și culmea, m-am dus. Și am făcut cum mi s-a spus. Versetul 7. Hai partea a doua să citim. Ezechiel 37:7, partea a doua. De la punct. Și? Și de când proroceam, s-a făcut un vânt și iată că s-a făcut o mișcare și oasele s-au rupt pe unele de altele. Doar atât? Da. Dar ce mare lucru ai făcut tu? Băi, nimic n-am făcut eu. Eu chiar nimic. Eu doar am spus că nici măcar n-am pregătit eu mesajul. Mi-a zis, du-te și spune așa. Și am fost atent. Așa, 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 așa. Și m-am dus și am auzit. Am dat drumul. Am prorocit cum mi se prorocit. Și culmea, mă, s-a întâmplat! Minunea s-a produs! Dumnezeu se ține de cuvânt! Domnul Iisus se ține de cuvânt! Duhul Sfânt își împlinește făgăduințele! Dumnezeu lucrează! Este același ieri, azi și în veci de veci, laudă Domnului! Am prorocit cum mi se poruncise! Fiindcă în cuvântul lui Dumnezeu este putere. Niciun cuvânt care vine de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este putere. În cântare este putere. În rugăciune este putere. În umblare cu Domnul este putere. Fiindcă Domnul este Dumnezeu. Amen. Și s-a făcut un vuiet. O imagine tulburătoare, cutremurătoare. Singura acum în valea aceea prorocește. Oase uscate, ascultați cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul. Iată că voi face să intre Duh în voi. Voi face să crească pe voi piele, vine, carne și veți învia. S-a produs un vuiet.
Doar a spus? Biblia spune, Dumnezeu zice și? Aleluia! Zice și se face. Poruncește și ia ființă. Ideea este eu să facem, spune El. Frații mei și surori, dacă noi împlinim ce Domnul ne-a spus, noi putem dormi liniștiți. Una din marele noastre probleme este aceea că noi umblăm după fală, flămânzi după fală, după laudă. Să socotim câți ne-au ascultat, câți ne-au aplaudat, câți au dat like, câți ne urmăresc, câți ne fotografiază, câți au fost cu noi, câți s-au predat. Să ne facem noi armata noastră. Eu și tu, noi, suntem chemați și suntem trimiși să facem partea pe care Domnul a spus să o facem. Mergi și propovăduiește și biserica să spună amin, Doamne. Amin. Mergi și propovăduiește. S-a făcut un vuiet. S-a făcut mișcarea aceea. Este extraordinar cum Duhul Sfânt al lui Dumnezeu cooperează cu oasele. S-a făcut mișcarea aceea. Știi? Zice despre Samson, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu îl schimbă, îl muta între Țore și Eștaol. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu aduce mișcare, aduce sensibilitate, viață. Omul ca sanc. Omul care nu trăiește bucuria noului în fiecare zi. Trebuie adus înaintea adevărului lui Dumnezeu și să înțelegem că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, Dumnezeu este viu. Dumnezeu se mișcă, Domnul Iisus se mișcă, Duhul Sfânt este viu, se mișcă și lucrează în noi și lucrează cu noi și pentru noi în fiecare zi. Și El își înnoiește bunătățile. S-a făcut mișcarea aceea. Și oasele s-au apropiat unele de altele. Spuneam și altă dată și spun și acum. Măcar să ținem minte. Oasele acele erau împrăștiate pe fața văii. Și vine Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și suflă. Când un suflu puternic se îndreaptă spre o mână de praf, de pudră, ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Se împrăștie. De data aceasta, când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu suflă, oasele care erau împrăștiate s-au apropiat unele de altele. Din tufișuri, de la televizor, de la computer, din crâșmă, de unde era, de la sapă, de la coasă, de la ogor, de la piață, de la... au lăsat totul și s-au apropiat unele de altele. Când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu suflă, produce apropiere. Lăudat fie Domnul! Amin. S-a făcut vuiet! Asta înseamnă că începe viață. S-au apropiat unele de altele. Și încet, încet, treaptă cu treaptă, a crescut pe ele vene, viață, a crescut pe ele carne, forță, a crescut pe ele piele, care înseamnă hotarul dintre exterior și interior. Și Biblia spune că după toate acestea, m-am uitat și iată că le-au venit vene, carne a crescut, le-a acoperit piele pe deasupra, dar nu era încă Duh în ele, în cadavrele acelea. Nu era încă Duh. Asta înseamnă că cel chemat, cel trimis, ucenicul Domnului, în cooperare cu Duhul Sfânt, ucenicul Domnului, continuă să rămână condus, călăuzit, inspirat, pas cu pas, de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și a zis iarăși, prorocește, continuă, repetă, vorbește Duhului, prorocește Fiul Omului și zi Duhului, așa vorbește Domnul Dumnezeu, Duhule, vino din cele patru vânturi și suflă peste morții aceștia ca să învieze. Și
Iarăși ascultare, cooperare, Duhul Sfânt în cooperare cu ucenicul. Versetul 10. Am prorocit cum mi s-a spus, cum mi se poruncise. Și a intrat Duhul în ei. Fratele Ștefan, fratele Marinică, el, și ne aducem aminte ce însemna armata. La armată. Când dimineața era revista de front și era adunarea regimentului și era sergentul de serviciu, era cornistul și era ofițerul de serviciu. Ei se ocupau și suna coarna, suna trâmbița, adunarea regimentului. Când era adunarea regimentului, nimeni nu mai era deschiat la șireturi, nimeni nu mai era descins, nimeni nu mai era pus cu boneta în spate ca șapca lui Bogdan Stelea, nimeni nu mai era deschiat, nimeni! Toți erau apți de luptă și de război. Bocancii erau lustruiți, toți erau bărbiriți, toți erau spălați și era o linie, o față, o linie, toți, de la mic la mare. Și când se dădea onorul și se trecea în revistă, totul trebuia să fie lustruit, totul trebuia să fie perfect și dacă în secundă 2 s-ar fi spus la război, dacă în secundă 2 s-ar fi spus la luptă, fiecare mergea și își lua arma lui, lua ranița lui, lua masca lui și era gata de luptă. Poate ați văzut măcar la televizor, așa, măcar la ruși, măcar la chinezi, măcar la americani, câte o adunare din asta, așa, de militari, și vezi cum defilează. Poate chiar așa, poate nu e așa, așa-i. O mână, un picior, o bătaie, tot era. Am prorocit cum mi se poruncise și a intrat Duhul în ei și au înviat. Și au stătut pe picioare. Nu mai era anarhie, nu mai era fiecare de capul lui, nu mai era fiecare are idei, nu mai era fiecare are ora lui și programul lui, am mâncat, nu am mâncat, am dormit, nu am dormit, mă strâng papuci, am șosete, nu am. Fiecare avea. Era o oaste mare. S-a sunat pentru onor înainte prezentați a tac, tac și toți să deau gata drept, drept, aliniați a fost un robot și toți drepți oaste mare la număr nu era o turmă de pervete de șmecherași fiecare face ce îi place. Când vine Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, este o singură voce. Este o singură direcție. Este aceeași putere, este aceeași resursă. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, oaste mare la număr. Unul Tesaloniceni 4 cu 13, asta ne spune nouă că hai să citim versetul acesta, hai să cooperăm. Și nu voim, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și Aleluia Domnului Iisus. O cântare veche pe care noi o cântam spune, când va începe nunta noastră, în dimineața fără nori, pe toată întinderea albastră va fi lumină și splendor. Cum va fi atunci? O oaste mare, foarte mare la număr. Mii de mii, 20 de mii și mii de mii. Și cei care acum
cum spun ea, eu știu, nu o să înlege nimic, nu o să întâmple nimic. Suntem puțini, suntem o minoritate. Le va crăpa obrazul de rușine. Și vor afla că acum, pe tot pământul, este extraordinar, merge uneori prin gara, prin aeroporturi, prin oraș. New York-ul este unic în lume. Nu există zi, nu există noapte. Și în vacarmul acela, în furnicarul acela, cafenele, baruri, crâșme, tot felul de lumini, nenorocire, pe acolo, la ora 1 noapte, grup de băieți cu pancarde, scria, îl iubesc pe Iisus, Iisus te iubește, Dumnezeu e același ieri, azi și în veci de veci. Vine Iisus, extraordinar. A zis, mă, stea noștri. Eu aș face. Eu aș ieși furnicar de lume. Acolo lumea merge pentru orice altceva. Nu să spună că îl iubesc pe Iisus. Ce frumos. Duhul Sfânt confirmă viață. Spune-le, așa vorbește Domnul Dumnezeu, versetul 12. Vă voi deschide mormintele, vă voi scoate din mormintele voastre, poporul meu, și vă voi aduce iarăși în țara lui Israel și veți ști că eu sunt Domnul. Asta înseamnă că chiar dacă am pus verdictul, chiar dacă am pus cruce, chiar dacă am pus piatră la mormânt, chiar dacă am pus că totul a intrat în putrefacție, aduceți-vă aminte de momentul acela când Mântuitorul Iisus se duce la mormântul lui Lazar și ceea ce trebuie să facă el le spune lor, este o piatră la o parte și nu o voi da eu la o parte. Le spune, dați piatra la o parte și o dau ei. Și spune lui Lazar, prietene drag, hai afară. Și nu spune Biblia că pe el deodată au crăpat pânzele, s-a scuturat de ele și a ieșit. Așa e și cu mâinile și picioarele legate. Tată, de multe ori mi-ai ascultat. Ascultă-mă și de data aceasta. Hai afară, lasă! Și a ieșit. Duhul Sfânt confirmă viața. Găsim în Scriptură moarte, un fel de leș al lui Eutir, Domnul îl înviază. Moarte, Tabita, care e încă acasă și Domnul înviază. Și intratul în putrefacție și Domnul înviază. El poate, slăvit să fie Domnul. De aceea noi nu trebuie să ne uităm la putrefacție, să ne uităm la mormânt, la piatră, la fâșii. Ne uităm la Cel care ne vorbește, la Cel care ne trimite, la Cel cu care suntem în cooperare, Cel în numele căruia ne ridicăm. Numele Lui este Domnul Iisus Hristos. Amin. Duhul confirmă viață. Evrei 4:12. Cuvântul lui Dumnezeu este viu. Evrei 4:12. Hai să citim versetul acesta și... Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu mai tăietor decât orice sabie cu două tăiușuri. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Aleluia Domnului Iisus! Ăsta e cuvântul lui Dumnezeu. 2 Corinteni 3:6. Duhul dă viață. 2 Corinteni 3:6. Care ne-a și făcut în stare să fim slujitori a unui legământ nou. Nu al slovei, ci al Duhului. Căci slova omoară, dar Duhul dă viață. Putem spune Duhul dă viață și... Duhul dă viață. Încă o dată. Duhul dă viață. Aleluia! Slavă Domnului Iisus! Amin! Vă invit să stăm ridicați. Titlul predicii, Vântul care învie.
Acum nu ne mai rugăm, Doamne vino, Doamne dă, Doamne umple-ne. Noi acum îi spunem Domnului, iată-mă, trimite-mă. Doamne, sunt gata să mă ridic, sunt gata să pășesc, sunt gata să mă duc, sunt gata să vorbesc, sunt gata să cheltuiesc, sunt gata să postesc, sunt gata să mustru duhurile demonice, sunt gata să mă împotrivesc, sunt gata să mă implic, sunt gata să cooperez cu Tine, Doamne, sunt gata să mă mișc, sunt gata să fiu la dispoziția Ta și îți mulțumesc pentru această părtășie cu toți înaintea Domnului.